Avem în România peste 1500 de cooperative agricole constituite voluntar, nu cu pistolul la tâmplă ca la începutul comunismului. Avem o Uniune de Ramură Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal, UNCSV, care reunește cooperative puternice din toate regiunile țării. UNCSV a câștigat un proiect finanțat din fonduri europene în cadrul programului Erasmus+, proiect în baza căruia manageri de cooperative agricole din România, Estonia și Grecia s-au întâlnit mai întâi la Atena, apoi se vor reuni și în alte capitale europene pentru a învăța practici de bună guvernanță. În urma acestor cursuri, ei trebuie să fie și mai buni manageri, să știe să identifice problemele cooperativelor lor și să găsească soluțiile cele mai bune. Unde sunt mai mulți, puterea crește, dar puterea fără cunoștințe este oarbă. De asta există programul european Erasmus, ca să faciliteze accesul la cunoștințe. De data asta, cum am dezvăluit deja, izvorul cunoașterii cooperatiste a susurat la Atena. Imagine that I am farm. Să ne imaginăm că sunt fermier. De ce anume beneficiez dacă devin membru al unei cooperative agricole? În primul rând, atât în Uniunea Europeană, cât și în întreaga lume, să devii membru al unei cooperative agricole este o necesitate, fiindcă altfel nu supraviețuiești pe termen lung. Totodată, poți să folosești o oportunitate pentru investiții, să eviți concurența neloială a rechinilor din piață, să eviți monopolul, căderile pieței, poți să coordonezi mai bine producția din ferma ta, să obții prețuri mai bune pentru recolta ta sau pentru inputuri. Grupul de fermieri din România și din Estonia a participat timp de 3 zile, 8 ore pe zi, în 21, 22 și 23 noiembrie, la cursurile susținute la Universitatea de Agricultură din Atena, unde maestru de ceremonii și instructor principal a fost profesorul Constantine Iliopoulos. Au mai vorbit și alți profesori, dar și reprezentanții ai unor cooperative din Grecia, din domeniul viticulturii și cel avicol. În România sunt înregistrate 1588 de cooperative agricole, în Grecia mai puține, 916, dar cifra de afaceri totală a entităților cooperatiste din Grecia este mai mare, 711 milioane de euro față de 339 de milioane 849 de mii de euro în țara noastră. Grecii stau mai bine și la numărul mediu de membri, 214 la ei, 5,5 la noi, potrivit unor date furnizate de UNCSV. Fermierii noștri și cei din Estonia au venit la cursurile de la Atena cu o mulțime de așteptări. Să afle cum lucrează alte cooperative agricole, cum sunt conduse, cu ce probleme se confruntă, dar și să învețe cum să învețe pe cei de acasă despre mersul lucrurilor într-o cooperativă agricolă. Volumul de cunoștință a fost considerabil, iar participanților li s-a cerut să adopte și anumite tehnici de coreografie pentru a comunica mai bine. Au stat față în față, doi câte doi, și s-au reunit în cerc câte cinci. Slide-urile cu informații din mediul cooperatist s-au succedat pe ecran sub bagheta profesorului Iliopoulos, o somitate internațională în materie de agricultură cooperatistă, fiind invitat să țină cursuri în Statele Unite ale Americii, dar și să participe la implementarea unor modele cooperatiste pe mai multe continente. Vremea însorită, mult mai caldă decât la București, m-a îmbiat să mă plimb prin parcul Universității de Agricultură din Atena și să admir măslinii bătrâni, al căror coronament este întinerit prin tăieri bine executate. Măslinele culese din ramuri nu sunt comestibile, trebuie mai întâi preparate după anumite metode pentru a putea fi puse pe masă. Pe holurile facultății sunt expuse portretele unor eminențe naționale de altădată ale cercetării și învățământului agricol din Grecia. De pe acoperiș am privit o parte din oraș, reușind să surprind și Partenonul, templul dedicat Atenei, zeița protectoare a cetății antice. În oraș, pe anumite străzi, portocalii ornamentali erau plini de roade. În fața hotelului unde am fost cazați, un cactus superb își etala brațele pline de spini. Problemele agriculturii sunt, la rândul lor, spinoase, dar pot fi uitate în cele câteva ceasuri de călătorie cu autocarul până la Larisa, unde ne vom întâlni cu fermieri greci cooperatiști.
Până atunci, drumul prin Grecia plină de soare este o încântare în sine. Mihail, șoferul autocarului, nu depășește viteza regulamentară de 100 de km pe oră pe autostrada 1 care leagă Atena de Salonic. Urmele incendiilor de vegetație sunt vizibile pe versanții calcaroși ai munților care se ridică la nord de Atena. Aceste incendii au fost foarte puternice în vara aceasta din cauza secetei extreme. Unde focul nu a ajuns să mistuie pădurile, pinii sunt de un verde viu care încântă ochiul. Grecia este o simfonie de munți și ape, unele dintre acestea ape interioare, cum este lacul Iliki, care aprovizionează cu apă potabilă Atena de la o distanță de peste 100 de kilometri. Țară predominant muntoasă, Grecia dispune de mai puțin teren arabil decât România, dacă vorbim de teren cultivat cu cereale și culturi oleaginoase și proteaginoase. Micile câmpii cu un sol cu o oarecare fertilitate se află în Grecia continentală, în partea de est, spre țărmurile Mării Egee, în regiuni ca Tesalia și Tracia. În schimb, cultura măslinului este foarte răspândită în zonele colinare și pe țărmurile marine. Grecia este un producător important în sectorul fructe și legume, la nivel european, fiind și un exportator renumit, lucru cu care noi nu ne putem lăuda, deși dealurile ocupă la noi o treime din teritoriu. Antreprenorii greci din agricultură se confruntă la rândul lor cu lipsa forței de muncă în ferme, cu fărâmițarea terenurilor agricole, dar și cu provocări noi, creșterea vertiginoasă a prețurilor la inputuri și la energie. După un drum de peste 5 ore, care a inclus și opriri regulamentare cerute de legislația rutieră, am ajuns la Larissa, la o cooperativă din sectorul vegetal. După o scurtă expunere a acestei entități cooperatiste, am mers să vedem în apropiere sere cu răsaduri de oregano. Plantuțele sunt oferite unor mici fermieri cooperatori care le cultivă, le cresc, apoi livrează recolta spre procesare. De aici, oregano procesat este expediat unor beneficiari care îl comercializează la nivel internațional. Sigur, în cadrul cooperativei din apropierea Larisei, capitală a regiunii Tesalia, sunt cultivate și cereale, una dintre marile probleme ale fermierilor greci, de aici fiind lipsa apei. O problemă bine cunoscută și fermierilor noștri din zonele neirigate. A doua zi am vizitat sediul cooperativei care cultivă printre altele și oregano. Fermierii români au descoperit un sediu modern cu birouri bine echipate, de parcă ar aparține unei multinaționale. Ați văzut ceva nou aici, ceea ce nu aveți în România? Astăzi am văzut un sediu, mi-a plăcut foarte mult. Avem și în România astfel de sedii, de cooperative agricole? Pentru cooperativele agricole din sectorul horticol, deocamdată nu, sperând ca prin proiectele care au fost depuse în sesiunea anterioară din 2021 să fie și astfel de proiecte finanțate. Avem în partea stângă, în fața muntele Olympus, unde e zăpadă acolo. Ne-am deplasat în aceeași dimineață la o altă cooperativă, de data aceasta profilată pe producția de fructe, mai ales de mere. Fructele de aici ajung la export cu precădere pe piețele terțe din Africa și Asia. Am început construirea acestui depozit odată cu înființarea cooperativei noastre în 2012. Sunt în prezent 12 membri, dar am început să invităm și alți membri în cooperativa noastră. Producția noastră se ridică la 1500 tone de fructe. Pe lângă mere, noi mai producem și caise. În anul comercial, august 2021-iulie 2022, Grecia a exportat pe piețele din afara Uniunii Europene 61.553 de tone de mere, pentru care a încasat 21.814.000 euro, potrivit datelor Comisiei Europene. În aceeași perioadă, România a exportat pe piețele terțe 36 de tone de mere în valoare de 18.000 de euro. Practic, nu existăm pe piața internațională a merelor. Ca să ne consolăm, trebuie să precizez însă că producția de mere din România o depășește pe cea din Grecia,
410.000 tone estimate anul acesta la noi versus 294.000 de tone estimate la greci. Reunirea producătorilor români în cooperative agricole active, nu doar pe hârtie și conduse eficient după regulile managementului modern, ar putea fi o soluție pentru orientarea producției către piețele exterioare. Fostă Republică Sovietică, Estonia încearcă la rândul ei să implementeze pe cale democratică și eficientă modelul cooperatist, așa cum este practicat în țările vestice. Eu sunt fermier din Estonia. Lucrez o suprafață de teren de 200 de hectare și îngrijesc 116 vaci pentru lapte, considerată o fermă mare în țara mea. Văcuțele sunt foarte productive, obținem o cantitate totală anuală de peste 11.000 de tone și, de asemenea, vindem animale la export. Sunt membru în mai multe cooperative, fac parte dintr-o cooperativă a crescătorilor de vaci pentru lapte, sunt și membru într-o asociație pentru ameliorarea raselor. Mie îmi oferă o anumită siguranță. Pot întotdeauna să-mi vând producția la prețuri corecte și în felul acesta nu mai pierd timp ca să găsesc eu clienți și să stabilesc prețurile. Prin cooperativă, lucrurile se desfășoară într-un mod sigur. Cum stați cu cooperarea în agricultură la voi în Estonia? Lucrurile stau mult mai bine. Avem acum diverse cooperative în sectorul cerealelor și altor culturi agricole, dar avem cooperative competitive și în alte sectoare de producție, chiar și în procesare. Noi privim mai mult în viitor. Ne preocupă și cooperativele din pomicultură și entitățile care se ocupă cu acest lanț de aprovizionare a fermelor cu inputuri. Prin urmare, domeniul acesta al cooperativelor agricole este în curs de dezvoltare în Estonia. Noi încercăm să ajutăm pe fermierii noștri să-și dezvolte cooperativele în mod corect, după cele mai bune cerințe. Este foarte important ca ei să aibă acces la cunoștințele necesare, iar noi să învățăm pe cât mai mulți oameni despre cooperativele agricole și despre producția de alimente și cred că, în cele din urmă, vom avea succes. Statutul de membru al unei cooperative comportă și riscuri pentru un fermier? A constitui o cooperativă înseamnă a deschide o afacere. Prin urmare, o astfel de activitate implică și un risc. Dar acest risc poate fi evitat prin investiții inteligente, dar nu poate fi evitat când avem de-a face cu factori externi, pandemie, criză economică. Așa că este bine să facem în așa fel încât să evităm riscurile pe care le putem evita. Care este câștigul unui fermier dacă participă la cursuri? În primul rând, află lucruri noi. În al doilea rând, întâlnește fermieri din alte țări în timpul vizitelor la cooperative, descoperă că ei fac aceleași lucruri. Au loc schimburi de idei. Uniunea Europeană nu are viitor dacă nu vom colabora strâns, noi, cei din țările membre. Principala provocare a cooperativelor agricole din România în această de etapă de reeditare și de dezvoltare, de consolidare, de implementarea unor investiții care să le permită menținerea în competiția de pe piața unică și câștigarea unei cote de piață, este instruirea și perfecționarea președinților, membrilor Consiliului de Administrație, directorilor executivi și chiar educarea continuă a membrilor. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut în cele două cooperative vizitate în Grecia? Sunt două cooperative cu vechime similară cu acelor din România, pentru că sunt relativ nou înființate, undeva în 2012-2013. Modelul de organizare și faptul că au conștientizat că au rezultate mult mai bune împreună, know-how-ul pe care îl au ca să poată să aibă rezultatele acestea și pârghiile de control. Am nimerit în localitatea Agia, din regiunea Tesalia, în zi de târg, asemănător cu piețele noastre țărănești, unde găsești de toate, de la brânzeturi, fructe și legume, la haine și încălțări și obiecte de uz casnic. Diferența o fac fructele mediteraneene, portocale și lămâi abia culese din livadă, dar și uleiul de măsline produs artizanal.
Peste o culme muntoasă am ajuns la țărmul Mării Egee, cu plaja pustie și cu valul mare. Apoi ne-am pus pe drumul de întoarcere la Atena, o bună ocazie să întreb pe fermierii români cu ce impresii revin în țară după cursurile urmate în cadrul programului Erasmus. Ce pot să spun este că în țară cred că suntem mult mai bine dezvoltați decât ceea ce se întâmplă în Grecia. Diferența, singura diferență este că aici am văzut procesare, chiar dacă nu pe cereale, pe speța noastră, dar din punct de vedere financiar am putea să facem dacă vrem. Asta e singura diferență. Mă numesc Răzvan Avram, reprezint cooperativa Cereal Top din Focșani, din Vrancea. Experiența în Grecia nu face decât să întărească fundamentele cooperativelor, principiile cooperatiste. A fost o experiență interesantă, multe lucruri noi de învățat, putem învăța și din background-ul lor negativ, cum și noi avem un background negativ și învățăm ce să nu facem. Am ascultat cu interes și ceea ce am avut la cursurile teoretice. În principiu, ceea ce este, se întâmplă în cooperativele noastre, se întâmplă și în cooperativele lor. Am constatat că aceleași probleme, aceleași avantaje și dezavantaje sunt și în cadrul cooperativelor din Grecia. Iar ca organizare, țin să menționez că a fost o organizare foarte reușită, având în vedere că participăm peste 80% din reprezentanții cooperativelor din membrii în UNCSV. În primul rând mă întorc cu foarte multă încredere și cu confirmarea faptului că doar prin cooperare, prin conlucrare, prin parteneriat putem cu toții să progresăm și cum putem să împărtășim exemple de bună practică pe care le putem identifica atât la nivelul țării noastre, cât și la nivelul partenerilor din Grecia, din Estonia și de ce nu chiar și din alte țări. Nu un singur lucru am aflat lucruri inedite, dar concluzia mea este și nu vreau să o întind tare pentru că acolo să și alți colegi este să încercăm să colaborăm, să facem cooperative și să ne adunăm energiile spre a putea dezvolta împreună fermele noastre și viitorul nostru din forme asociative. În primul rând am făcut o paralelă între sistemul nostru cooperativ pe care încercăm să-l schimbăm în România și al dumnealor care are o tradiție mai veche. Am desprins faptul că la un moment dat cooperativele dumnealor au luat-o în jos și au 2020 au procedat la o reorganizare și bine au făcut. În urma acestei reorganizări, cooperativele care au rămas pe care le-am vizitat sunt de o prosperitate bună și cu perspective de viitor și mai bun. O altă chestiune este aceea că sistemul nostru, fiind tânăr, cooperativ vorbesc, are nevoie imperioasă în această etapă de perfecționarea pregătirii cooperatiste. Am observat una nesimilitudine între problemele care le avem noi și problemele care le au cooperativele din Grecia. Sunt lucruri care nu sunt la fel, sunt și lucruri care sunt comune. Problemele sunt greu de rezolvat, parcă mai greu pentru ei, așa par la prima vedere. Noi cred că am plecat bine, deși reminiscențele trecutului ne apasă și e greu de acceptat încă în mentalitatea noastră ideea asta de asociere, dar cred că fără această asociere nu putem progresa și nu putem face față provocărilor care vin. Multe idei, multe impresii. A fost un schimb de experiență, foarte bun. Exact, da. A fost
pentru mine personal o experiență, aflând informații atât de la colegii din țară, din Uniune, cât și de la colegii greci, colegii estonieni. Dar am așa un optimism foarte mare că decalajul pe care cooperativele din România l-au față de celelalte țări din Europa cu privire la faptul că cooperativele din România sunt relativ cooperative tinere, acest decalaj îl parcurgem foarte, foarte repede. În loc de concluzie, subliniez două lucruri. Noua cooperativizare este voluntară, iar succesul unei cooperative agricole depinde, în primul rând, de oamenii care o formează.